Mulțumesc frumos. Niciodată nu am fost de acord cu abilitarea guvernului pentru a emite atâtea ordonanțe de urgență, cu tot respectul. Pe lângă cele spuse de antecesorul meu la microfonul Senatului, aș dori să știu ce este atâta urgență în modificarea și completarea OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă. Mai mult, pentru ce există urgență în modificarea și completarea articolului 8 din legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, sau înființarea Companiei Naționale de Investiții CNI, sau legea 119/96 cu privire la actele de stare civilă, sau circulația pe drumurile publice. Păi urgența, unde este urgența? Urgența e când e stare de asediu, când e stare de război. Urgențe sunt când există calamități. Văd că se discută despre schimbarea codului fiscal. Păi iar înnebunim toată piața economică și nu mai știu investitorii ce să facă, pentru că nu există predictibilitate, previziune, absolut nimic. Deci nu vă supărați, să abilitezi guvernul pentru a interveni peste Parlament și a lua locul Parlamentului cu modificări care sunt efectiv în sarcina Parlamentului, este în primul rând o neconstituționalitate. Și într-adevăr, de ce în mai, când aveți rocada, sau nu mai faceți rocada, sau rămâneți în acest stadiu, sau cădeți, sau ce se întâmplă? Nu este normal să abilităm guvernul pentru a interveni, mai ales în problema regionalizării. O regionalizare care nu servește decât eventual UDMR-ului, în niciun caz României și în niciun caz poporului român, care o desfide total. Nu mai vorbim de guvernanța corporativă, împotriva căreia poporul român și-a manifestat total dezacordul. Dumneavoastră nu luați în considerare absolut deloc opiniile societății civile. Dumneavoastră abilitați un guvern efectiv să treacă peste rolul Parlamentului. Eu zic să desființați Parlamentul, să atribuiți puteri nelimitate guvernului și președintelui dumneavoastră și fiecare să-și vadă de treaba lui, pentru că oricum Parlamentul ăsta nu e bun de nimic altceva decât să răspundă la comenzile din afară și așa cum îi comandă Iohannis, cum îi comandă Maia Sandu, cum îi comandă Bruxelles-ul, Washingtonul și cine mai poate să comande în România. Deci voi vota împotrivă. Mulțumesc!